Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea de promovare electorală din această seară. Invitatul nostru în studiu este domnul Marius Dumitrașcu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați venit în studiul nostru. Bună seara, bună seara tuturor. Domnule Dumitrașcu, ce ar fi de transmis alegătorilor dumneavoastră în această perioadă în care majoritatea acțiunilor sunt transferate în mediul online? Care este relația cu alegătorul și dacă vi se pare mai dificil de transmis mesajul electoral în această campanie electorală, comparativ cu celelalte campanii? Așa cum am văzut eu cum s-a desfășurat această campanie, cred că din punct de vedere al transmisibilității mesajului, acesta a putut fi promovat mult mai bine în mediul online decât se făcea până acum în campaniile clasice. Gradul de acoperire cred că este la momentul acesta, cel puțin în ceea ce privește campania pe care noi am construit-o în mediul online, de peste 90%. Asta înseamnă că aproape orice persoană sau 9 din 10 persoane care folosesc un dispozitiv mobil au intrat în contact cu mesajele pe care noi am vrut să le transmitem. Și cred că din punctul acesta de vedere, alegătorii sunt mult mai bine informați decât au fost până acum. Care este programul electoral pe care dumneavoastră doriți să-l transmiteți alegătorilor dumneavoastră, în mod special celor care îmbrățișează Partidul Național Liberal, pe de o parte, și apoi cum îi convingeți pe ceilalți să achiseze în acest program? Noi am construit o campanie pozitivă, o campanie care a dus în evidență ceea ce au reușit să facă până la acest moment Dan Vâlceanu din poziția de deputat și din fericire am avut atât de multe lucruri de spus despre realizările lui de până la acest moment și aș bifa aici și aș marca faptul că este persoana din Gorj care a reușit să salveze CEO Oltenia. Mai departe, cu ajutorul lui Gheorghe Pecingină, care și el se află pe poziția a doua la Camera Deputaților, au format o echipă care au reușit ca împreună cu Guvernul României să convingă Guvernul României că Gorjul are nevoie de un astfel de ajutor și așa cum bine cunoașteți și mesajul acesta deja a ajuns la urechile tuturor gorjenilor și credeți-mă că sunt foarte bucuroși și foarte încântați că în sfârșit există o soluție pentru CEO Oltenia. Așa cum spuneam, campania este una construită pe soluții, nu pe critică, nu pe mesaje negative și considerăm că și electoratul a ajuns la un grad de maturitate care să permită ca alegerea să o facă obiectiv și nu cum se făcea până acum, doar lucruri murdare apăreau în perioada aceasta a campaniilor electorale, atacuri la persoană. Nu era o atmosferă plăcută. Nici candidații nu erau confortabili, numai că acum reușim să păstrăm această atmosferă foarte plăcută, atât de lucru pentru noi, care participăm activ la campanie, cât și pentru persoanele care vedem că apreciază foarte mult ceea ce noi facem. Domnule Dumitrașcu, din programul dumneavoastră de guvernare al PNL, aveți promisiunea a 970 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, 560.000 de locuri noi de muncă. Da. Cum puneți în practică acest lucru? Aceste investiții nu au putut fi demarate în ultimii ani pentru că gradul de absorție a fondurilor europene a fost... Alte 10 spitale regionale. Se va demara și chiar astăzi au existat semnale în acest sens. Nu știu dacă ați urmărit întâlnirea dintre primul ministru și primarul Capitalei cu această temă. Se va demara construcția acestor spitale regionale. Autostrăzile au fost un lucru de care mi-aduc aminte cu reală neplăcere faptul că PSD folosea la un moment dat sloganul că noi nu avem nevoie de autostrăzi. Și chiar promovau
ideea asta ca fiind un lucru rău care ar putea să se întâmple, pentru că bugetul se dorea a fi folosit în alte scopuri. N-am reușit să înțelegem nici până acum care au fost acele scopuri, dar faptul că nu s-au atras fonduri europene pentru autostrăzi a făcut ca România să rămână o țară subdezvoltată. Lipsa infrastructurii nu poate să conducă la o dezvoltare reală a României și profundă și care să rămână și care să aducă la rândul ei alte investiții. Există și în exercițiul financiar 2021-2027 sunt în continuare astfel de fonduri. Parte din fonduri, din fericire, au putut fi accesate și pe linia de finanțare veche și aici, dacă ne gândim la autostrada Pitești-Sibiu, s-au demarat lucrările, da? Și s-a reușit și atragerea unei sume foarte mare de bani din fonduri europene. Tot în programul lansat de partidul dumneavoastră se spune așa că salariul mediu net va ajunge la 1000 de euro pe lună, iar pensiile vor crește cu 46% până în 2024. Da, aici, în privința salariului mediu, este o estimare care vine din programul economic pe care se dorește a fi implementat. Nu este un... Asta este acesta va fi un rezultat al dezvoltării economice, pentru că nu poți să impui un salariu mediu. Toată lumea înțelege lucrul acesta, numai că aducând investitori noi, creând infrastructura, economia dezvoltându-se, calculele conduc în zona aceasta, că se va putea ajunge în urma celor 4 ani de guvernare PNL la o medie de 1000 de euro pe lună. Guvernul nu poate să stabilească salariul mediu. Nu este un salariu minim pe care să-l poată garanta statul, așa cum avem acum salariul minim pe economie. Salariul mediu reprezintă media tuturor salariilor din România, că vorbim de persoane angajate la stat sau de mediul privat. Acum este într-adevăr sub acest plafon, dar poate să crească dacă economia va rula în condițiile așteptate. Și această mărire cu 46% a pensiilor? Cum o veți pune dumneavoastră în practică, atâta timp cât nu ați reușit până în acest moment nici măcar să dublați alocațiile copiilor? Alocațiile au fost dublate. Suntem părinți și știm. Nu, alocațiile n-au fost dublate. Au fost dublate. Poate la copiii dumneavoastră, că la mine nu. Au fost dublate față de ce exista. S-a cerut o dublare a dublării. Da. Prima dublare a fost propusă de către dumneavoastră pe guvernarea PSD. Apoi s-a efectuat acea majorare, acea dublare, după care s-a cerut o nouă dublare a alocațiilor. Guvernul argumentând la momentul respectiv că nu există o susținere în economie care să permită acest lucru. La fel și cu pensiile, care au crescut anul acesta și vor continua să crească și pe viitor. Este cea mai mare creștere a punctului de pensie de până acum. Nu este cea care se dorea. Nimeni nu-și dorește să existe pensii mici în România, dar atât a suportat economia și este cea mai mare creșterea punctului de pensie, de la 1200 și ceva de lei, dacă țină bine, la 1400 și. Valoarea punctului de pensie în programul propus de către reprezentanții partidului dumneavoastră, spun așa, valoarea punctului de pensie crește de la 1265 de lei în 2019 la 1840 de lei în 2024. Numai că până atunci sunt ceva bani. Se apropie finalul... Acum... Dacă ne uităm strict din punct de vedere economic și așa ar trebui privit aceste lucruri, lucrurile acestea trebuie să fie corelate. Bunul mers al economiei cu pensiile și celelalte, să spunem, plăți pe care statul le face către diverse categorii. Dacă mărește artificial atât pensiile cât și, să zicem, veniturile bugetarilor, se va crea o inflație care va face de așa manieră încât banii respectivi să nu mai aibă acoperire în bunuri. Deci ar fi doar o sumă de bani, chiar dacă mai mare în valoare nominală, nu vei putea să te bucuri de o creștere reală
a venitului, neputând să faci mai multe lucruri decât făceai până la momentul respectiv. Nu este simplu să guvernezi în astfel de situații economice care sunt dure și toată Europa și toată lumea se confruntă cu o problemă majoră datorată acestei pandemii, dar cu toate acestea, pensiile au crescut, din păcate nu și alocațiile dublarea la dublare nu au venit atât de repede pe cât ne-am fi dorit, dar cu siguranță și aici se vor găsi soluții pe viitor. Dar, încă o dată, economia trebuie să poată să suporte toate aceste cheltuieli. Altfel, nu vorbim decât de o creștere a inflației care nu va ajuta pe nimeni, în special exportatorii. Vă dați seama ce deficit al balanței comerciale am avea și asta nu ar face decât să fie o povară și mai mare pe economia României. Bun, și atunci spuneți-mi dumneavoastră cum am putea noi să creștem natalitatea, cum ne-am ține tinerii în țară și cum am reușit să-i atragem dacă nu reușim să facem lucruri mărunte. Vă pot spune câteva exemple concrete de aici din Gorj. Haideți. Și vă dau două exemple, Turcian și Rovinari. Așa. Unde, prin crearea de locuri de muncă, prin condiții de muncă decente, printr-o infrastructură pusă la punct, oamenii deja revin în Rovinari, deja Rovinariul se dezvoltă, Rovinariul este un oraș viu, un oraș care trăiește, unde prețurile, știți foarte bine că prețurile din imobiliare sunt corelate și cu viața economică a comunității respective, acestea cresc, sunt un indicator foarte precis al vieții economice dintr-un anumit oraș, pentru faptul că acolo primarul a reușit să medieze această relație cu investitorii și aceștia să vină, să rămână și să investească, a dat o șansă tuturor pentru un trai mai bun în zona Rovinariului. La fel se întâmplă și la Turceni, unde există un investitor de talie mare, mă refer aici la Siniat, unde există blocuri în construcție, unde există blocuri care au fost lăsate la un anumit stadiu de construcție încă din perioada comunistă și acum construcția lor a continuat, unele sunt deja finalizate și deja predate către noi proprietari. Așa se poate face asta, creând oamenilor locuri de muncă în primul și în primul rând și în al doilea rând o infrastructură care să-i facă să se bucure că trăiesc în acea zonă. Și mă refer aici la o școală de calitate, grădinițe, creșe și ambele orașe beneficiază de astfel de investiții, cluburi pentru elevi, pentru copii, unde să poată să se dezvolte. Acestea sunt elemente care pot să dea curaj, care pot să ofere garanții oamenilor să rămână acolo, să-și facă o familie și să nu fie nevoit să plece în altă parte. Despre orașul lui Brâncuș, ce vești bune aveți? Sunt multe speranțe. Așa. Și în afară de ele, orașul, că speranțe avem toți în fiecare zi. M-aș bucura să dacă toți am fi la fel de optimiști ca ca mine. Eu am așa un optimism molipsitor de multe ori. Sper să-l transmit, pentru că cu negativism, cu arătarea tot timpul către altcineva și prin neimplicare, cu siguranță nu o să putem să schimbăm mare lucru. Acum, alegerile locale pentru mine au reprezentat o surpriză foarte plăcută, pentru că oamenii au votat oameni, nu au mai votat partide. Târgujenii au considerat că Marcel Românescu este un primar performant și au acordat un nou mandat, în așa măsură încât are și un consiliu majoritar și atunci există toate premizele să poată să dezvolte Târgu Jiu. Peste asta vine o guvernare PNL care va rămâne în continuare alături de probabil alte partide de dreapta sau de centru-dreapta, cum e USR-ul, care cu siguranță se vor implica în viața acestui oraș. M-aș bucura foarte mult să aud prieteni de-ai mei, foști colegi, pentru că și noi am fost colegi și știm că suntem răspândiți în toată țara și nu numai, să se creeze deja atmosfera aia în care să existe elementul ăsta în discuție.
Păi ai văzut ce s-a, ai văzut ce s-a întâmplat să-i acolo? Să aducem aici la televiziune pe colegii noștri plecați dincolo și să le spunem gata, vă puteți întoarce acasă că deja aveți locuri de muncă. Vă puteți întoarce acasă să vizitați un alt oraș. Vă puteți întoarce acasă până la urmă, de ce nu să ne întoarcem la acel slogan? La o țară ca afară, domnule Dumitrașcu. Să fim... Să nu mai ascundem... Și dacă tot sunteți atât de plin de optimism, haideți să ne gândim și la copiii noștri, că nu toți copiii vor să plece în altă țară. Copiii niciodată nu vor să plece, pentru că ei se bucură de ce au, de copilărie. Numai că există, păi există nu neajunsuri de care... Vorbim de... Nu, chiar și cei mai mari, la pe elevi. Uitați, există, nu știu dacă ați intrat în contact cu unul din colegii noștri cei mai tineri, da, care este absolvent al liceului Ecaterina și care a ales să studieze politica la Universitatea București. Este singurul din generația lui care a ales să facă asta, deși fusese admis la o universitate din afara... Bun, acestea sunt decizii personale, să noi vorbim de o dezvoltare a orașului în care noi trăim. Vă dădeam exemplu de cineva care, alături de echipa noastră, dorește să se implice, tocmai asta face, rămâne ca să pună și el umărul la această reconstrucție. Ce sper să aud de la cât mai mulți este că sunt din nou mândri că sunt gorjeni, că sunt târgujeni. Exact. Pentru că, deși l-ai pe Brâncuș, care este o comoară, din păcate încă îngropată aici, dar la noi, dar o avem. Bine spus, îngropată. O avem și sper că, și sunt aproape convins că vom ști să o valorificăm în viitorul apropiat, să existe această mândrie, să existe, să ai motive să fii mândru că ești târgujean și că ești gorjean și că ești din orașul de unde a plecat Brâncuș, unde a creat Brâncuș și care l-a pus pe harta Europei, pentru că este unul din oamenii care au adus atât de multe beneficii acestui oraș și noi trebuie să fim mândri de asta și să putem să valorificăm acest lucru. În programul dumneavoastră de guvernare spuneți așa că aveți în vedere o creștere a produsului intern brut cu 6% redirecționat către sănătate. În această perioadă de pandemie, majoritatea banilor au fost îndreptați către acest domeniu. Din păcate, încă mai sunt probleme. Vă referiți la sănătate? La sănătate. Au mers mult mai mulți bani decât în alte perioade, exact, numai că bugetul statului a fost și el la fel de mult grevat și de ajutoarele care au fost acordate companiilor care au avut probleme în această perioadă pentru a putea păstra locurile de muncă. Vă dați seama ce exod al forței de muncă ar fi venit peste ceea ce noi aveam deja, dar acest program a funcționat. Eu, ca și antreprenor, discut cu foarte mulți oameni din business și cei care au avut nevoie, pentru că nu toți au avut nevoie de un astfel de ajutor sau s-au încadrat la un astfel de ajutor, sunt foarte recunoscători că a existat acest instrument și nu numai că a existat, el s-a și implementat și au putut să-l folosească. Au primit sumele respective la timp, integral, și au putut în felul acesta să continue activitatea sau să conserve mare parte din afacerea pe care au avut-o. În ceea ce privește justiția, cum vedeți dumneavoastră? E tot în regulă în acest domeniu sau ar mai fi lucruri de... Eu niciodată nu am comentat chestiuni legate de justiție. Justiția trebuie să fie un organism viu, independent, care să avem încredere și care să poată să sancționeze atunci când este cazul. Și eu am fost atunci extrem de mâniat de ceea ce dorea PSD-ul să facă și am reacționat și am făcut-o cu toate instrumentele pe care le-am avut eu la dispoziție. Se pare că românii înțeleg importanța justiției și au apărat-o ori de câte ori a fost pusă
în pericol. Și atunci nu am motive decât să fiu optimist că aceste lucruri vor continua în felul acesta. Eu nu comentez decizii ale instanțelor de judecată, pentru că deja ne ducem într-o altă zonă. Suntem un stat democratic și nu o anarhie. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, situația legată de numărul mare de parlamentari? Am tot întrebat acest lucru în cadrul emisiunilor de promovare electorală, pentru că știm foarte bine, a existat un referendum, s-a luat o decizie de către noi toți, însă în practică nu s-a pus acest lucru. Există colegi de dumneavoastră politicieni, nu mă refer la cei ai partidului pe care le prezentați, dar de la celelalte partide politice, care susțin faptul că numărul de parlamentari este unul suficient, ba, încă ar mai trebui să mai fie câțiva pe aici, pe acolo. Ar trebui să fie mai mulți decât sunt acum. Păi, vă dau, pe lângă argumentul acesta că românii au fost întrebați și au răspuns la această întrebare în mod majoritar, există și un alt aspect pe care îl vedem cu toții. Două treimi din parlamentari practic nu există. Nu-i vedem, nu fac nimic în interesul românilor. Știm că foarte mulți sunt chiulangii. Dar problema este că majoritatea acestor parlamentari puși pe listă de către dumneavoastră partidele politice au probleme cu legea. O mare problemă de imagine. Numai că noi, politicianul român încă nu are acea cultură și acea educație ca în momentul în care are astfel, în momentul în care apar astfel de situații sau știindu-se că are o astfel de situație de problemă, să-și dea acea demisie de onoare. Nu există la noi încă această cultură și această responsabilitate, numai că avem deja un electorat care, cum spuneam anterior, este mult mai atent și e mai selectiv maturizat. Electoratul de acum? Da, de ce? Cu siguranță, da. Pentru că oamenii și-au dat seama de importanța actorilor politici. Îi urmăresc mai atent, îi judecă mai tăios și asta uitați-vă ce s-a întâmplat la alegerile locale și dacă luăm exemplul Bucureștiului, confirmă acest lucru. Un primar, Gabriela Firea, care a avut la dispoziție toate instrumentele de promovare posibile și sumele și un buget nelimitat, deși s-a folosit de aceste instrumente de multe ori și în mod murdar, nu a rămas primar al Bucureștiului, pentru că în acest mandat nu a avut rezultate care să conducă la o viață mai bună a locuitorilor acelui oraș și a fost îndepărtat. Voiam să vă întreb și despre aceste alegeri. Ați văzut că socialdemocrații spuneau că nu ar trebui să aibă loc pe data de 6 decembrie, că ar trebui amânate, că este o situație de pandemie. Acum, cui îi convin aceste alegeri? Dumneavoastră, liberalilor, vă convin? Nu așa trebuie pusă problema. Alegerile convin sau nu convin trebuie să existe, trebuie să se întâmple. Este un instrumentul democratic cel mai prețios. Toată lumea întreabă dacă după aceste alegeri se va închide din nou, va fi un lockdown al României. Toată lumea întreabă multe lucruri și e greu să ofere cineva un răspuns. Nu cred că cineva pregătește un astfel de moment. Din contră, haideți să... că acum există această atmosferă creată în jurul date de 6 decembrie și a alegerilor propriu-zise, s-a mai temperat totuși în ultimele zile, pentru că toate partidele au înțeles că alegerile vor avea loc și că în loc să critique decizia de a fi alegeri, trebuie să se ocupe de campania electorală. Ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, gândiți-vă că guvernul PNL, dacă s-ar lua aceste decizii strict electoral, nu ar fi venit cu aceste măsuri noi din ultima perioadă. Pentru că a venit cu restricții într-o perioadă atât de apropiată de data alegerilor, practic înseamnă că sabotezi alegerea în viitorul parlament. A avut curajul să facă lucrul acesta pentru că se impunea lucrul acesta. Există sursele treacă de finanțare astfel încât toate aceste promisiuni electorale pe care dumneavoastră le faceți să fie puse în practică? Există fondurile europene.
faptul că ele nu au fost accesate până acum, că nu s-au folosit la justa lor proporție și valoare, nu înseamnă că nu există alternative la, sau nu există soluții pentru dezvoltarea României. Există. Cu siguranță există și am văzut că alții au reușit să facă lucrul acesta făcând același lucru pe care nu am știut să-l facem. Și atunci, cu siguranță, un guvern de dreapta, un guvern care construiește, și aduceți-vă aminte când România a mai fost guvernată de astfel de oameni, atunci au demarat toate proiectele mari de infrastructură din România. Autostrada A2, autostrada A0, continuarea autostrăzii A1, pentru că dacă pe partea de vest este funcțională, există, tot atunci a fost începută și aproape finalizată. Dar Târgu Jiu și Gorjul pare a fi așa, a trecut cu un X. Așa este, pentru că a fost condus de niște oameni care nu au avut decât interese personale și nu s-au gândit la interesul nostru. Dar pe o bună perioadă nostru. De timp și dumneavoastră faceți parte din conducere, pentru că doar... Păi nu, Gorjul a fost condus de PSD. Asta da. Dar și la atunci, București doar nu au fost mai socialdemocrații. Doar și Partidul Național Liberal. Eu vă spun guvernează de ceva timp. De când guvernează? De aproape un an de zile. Eu vă spun și ce am găsit la... Și acum există această scuză că a fost perioada de pandemie și nu s-a putut realiza nimic. Bun. Vă spun ce am găsit la Ministerul Energiei când am fost secretar de stat o scurtă perioadă de timp. Gorjul nu exista pe hartă. Și explicația este? Explicația este că din Gorj nu provenea nimic care să iasă în față. Nu, aici erau numai probleme legate de ce. Toată lumea fugea de Gorj. Asta era situația, asta era realitatea care fusese construită până la acel moment. Cu neplăcută surprindere am aflat acolo așa. Că Gorjul sau că asupra Gorjului nimeni nu este interesat să facă ceva. Era generator doar de probleme. Și nu vedea nimeni cum se poate ieși din situația asta. Și atunci, de ce toată lumea își dorește CEO? Care este situația CEO? Sunt multe întrebări legate de acest subiect, să știți. Așa am reușit să punem Gorjul din nou pe poziția pe care o merită. Pentru că acest ajutor pe care l-a primit acum CEO nu a fost... Scuzați-mă că vă întrerup. Întrebările de la telespectatori sunt directe. Întrebări simple, cât mai durează să aibă servici. Să auzim întrebări directe și o să ofer... Aceasta este o întrebare. Cât mai au cei din ce o servici? Întrebare simplă. Bun. Există o perioadă limitată sau nu? În niciun caz. Așa. CEO va fi sprijinit pe următorii 5 ani din mai multe puncte de vedere. Odată, plata pentru certificatele de emisii de carbon este garantată pentru următorii 5 ani. Deci această povară pe care o avea CEO la momentul acesta este acoperită. Deci CEO va fi capitalizat cu sumele necesare încât până în anul 2025, inclusiv, să primească banii pentru certificatele de energie de carbon. Pe de o parte. Pe de altă parte, există fonduri pentru retehnologizare. Și anume, toate echipamentele cu care acum se lucrează în minerit vor fi, li se va face o mentenanță ca ele să poată fi aduse în parametrii optimi de funcționare. Asta contează foarte mult. Pe de altă parte, fronturile de lucru vor fi extinse. O parte dintre ele sunt în stadiul în care vor fi defrișate anumite suprafețe de teren și se va începe imediat din, probabil că la cariera Roșia, defrișarea va începe în maxim o lună, două de zile. La cariera Tismana deja lucrurile sunt mai avansate. Deci vor avea și front de lucru ca să poată să aibă cărbune necesară pentru grupurile energetice până când se va face și reconversia către gaz natural. O parte din grupuri este foarte clar și oamenii știu deja lucrurile acestea. La o parte din grupuri se va renunța și vor fi înlocuite cu grupuri care vor funcționa pe gaz natural. Pe lângă asta se vor construi parcuri fotovoltaice. Probabil că va fi cel mai mare proiect fotovoltaic terestru din Europa. Dacă cumulăm toate puterile care se vor instala, undeva în jur de 700 de megawați. Și acesta unde se va implementa? Acestea se vor face la Turceni și la Rovinari. Deci asta înseamnă crearea noi locuri de muncă. Se vor crea și noi locuri de muncă pentru că sunt anumite zone unde CEO nu are la momentul acesta oameni pentru operarea grupurilor pe gaze și pentru parcurile fotovoltaice.
există oameni care se vor recalifica sau vor veni din exterior. Acest mix energetic de care va dispune CEO va face ca această companie să poată să facă față rigorilor pieței noi de energie. CEO are un viitor nemăsurat de acum încolo, în măsura în care managementul va ști să lucreze cu toate aceste instrumente, va putea fi un jucător de talie regională. Și când spun jucător de talie regională, înseamnă că cel puțin în această zonă a Europei, Bulgaria, Turcia, Ungaria, Austria, Moldova și Ucraina va beneficia de energie românescă. Spuneați adineauri că sunteți optimist din fire. Optimismul dumneavoastră aș vrea să-l transmiteți și telespectatorilor noștri și să-mi spuneți cum rezolvați situația aceasta de infrastructură pentru ca Gorjul să se dezvolte, în mod special pentru că, iată, telespectatorii noștri sunt interesați în primul rând de județul nostru. Și normal, e firesc să fie așa. Fără o infrastructură bine pusă la punct, nu vom avea clar investitori. Așa, adică... acest lucru s-a înțeles foarte bine. Podul de la Lainiș, care este pe o rută de acces și de plecare din Gorj, și aici mă refer la accesul către nord-vestul României, a primit deja fondurile necesare pentru a fi modernizat. Probabil că va dura, sau din câte am înțeles, va dura un an ca această operațiune să se finalizeze. Pe de altă parte, mai există conexiunea cu zona de sud-est și partea de sud a României, unde deja lucrările au început. Drumul expres Craiova este în construcție. Bun. Chiar săptămâna trecută am trecut pe acolo și am văzut cât de repede avansează anumite tronsoane și eu am fost surprins că se întâmplă lucrul acesta. În ceea ce privește infrastructura mare și anume continuarea rețelei de autostrăzi, aici, cu siguranță, fondurile europene vor fi cele care vor face diferență. Mă bucur că sunteți atât de optimist. Cred că faptul că aceste alegeri au loc în data de 6 decembrie, când vine Moș Nicolae, este un plus de optimist pentru dumneavoastră. Am păstrat un material realizat de către specialiști. Iată o comparație între programele de guvernare, dragi telespectatori, ale PNL, PSD și USR+. Cum arată investițiile în viziunea celor trei partide? Când vine vorba despre investiții, toate partidele promit cam același lucru. Drum, spital, școală, sprijin pentru afaceri, însă modul de prezentare a acestora în programele de guvernare sunt diferite. Astfel, în programul PNL, cuvintele investiții apar de 449 de ori în 340 de pagini, iar în cel al PSD de 78 de ori în 320 de pagini, iar în cel al USR+, de 233 de ori în 451 de pagini. Așadar, cei care realizează aceste programe electorale, clar că spun și ce trebuie să audă cel care pune ștampila pe politician. Păi dacă indiscutabil. Oamenii doar ar auzi și nu ar vedea sau n-ar avea memorie, poate păi ar funcționa. Cum să facă acest lucru înainte, în avans? Da. Că doar promisiunile rămân promisiuni. Eu vreau puțin... să vă întreb, nu stați o secundă, eu voiam să vă întreb acum ce se întâmplă cu promisiunile din campania electorală de la alegerile locale. Adică se materializează ceea ce dumneavoastră v-ați propus prin reprezentanții dumneavoastră, pentru că într-o localitate, chiar dacă nu a luat reprezentantul PNL, da? Sau dumneavoastră a luat într-o localitate, în altă localitate a luat, să spunem, Partidul Social Democrat, da? Ce faceți de aici înainte? Cum colaborați? Pentru că după ce se încheie aceste alegeri, de regulă, fiecare începe să spună nu, că nu mă înțeleg cu Consiliul Local, nu mă înțeleg cu parlamentarul, nu-mi deschide ușa, președintele Consiliului Județean este de la un partid politic, eu sunt de la alt partid politic și uitați, așa ne învârtim 4 ani de zile fără să avem ceva concret. Păi... în 4 ani de zile cred că ne întâlnim din nou. Și îmi doresc să ne întâlnim din nou, veniți și ne spuneți că nu s-a putut realiza, nu știu, din diverse motive. Nu, și haideți să... Se poate schimba, întrebarea este una simplă, se poate schimba percepția dumneavoastră a politicienilor de a reuși să colaborați între dumneavoastră, indiferent de culoarea politică, astfel încât cel în beneficiu să fie alegătorul. Și nu doar alegătorul de rând, domnule Dumitrașcu, ci noi toți, pentru că și dumneavoastră politicienii locuiți tot aici cu cei care vă aleg. Bun.
multe întrebări. Da, o să încerc să... Ați spus de aceste cifre din programele PSD, PNL și USR. Acum, este o ipocrizie să spună PSD-ul lucrurile acestea pentru că a avut la dispoziție un guvern și un parlament majoritar. N-ai făcut-o până acum un an de zile și acum încerc să ne convingi că o vei face. O vei face de ce acum și n-ai făcut-o până acum. Deci asta putem să o dăm la o parte. USR-ul nu și-a asumat o intrare la guvernare și înțeleg de ce. A fost un calcul politic destul de cinic din punctul meu de vedere. Putem să-i dăm și pe ei la o parte. Acum PNL-ul a ales să ducă această, guvernare. Putea să facă mai mult, cu siguranță. A făcut prea puțin, nu cred, pentru că încă suntem pe linia de plutire. Acum, în ceea ce privește primarii care sunt deja în funcție după alegerile locale, noi am transmis un semnal destul de puternic și în precampanie și acum în campanie electorală, prin întâlnirile pe care Ion Iordache, Dan Vâlceanu, Gheorghe Pecingină, Robert Filip, Cristina Cilibiu, primarul de la Turceni, le-au avut cu majoritatea primarilor din județ, de la toate formațiunile politice și i-au asigurat de sprijinul lor și discuțiile au decurs în felul următor. Ce proiecte aveți? Unde putem interveni noi? Și veniți măcar cu o parte de soluție. Haideți să vedem și implicarea administrației locale, pentru că acum primarii sunt sub lupa cetățenilor și au dat seama de lucrul acesta, pentru că nu au rămas în funcție decât primarii care au performat. Ceilalți toți au plecat acasă. Și gândiți-vă că au fost alegeri într-un singur tur, unde primarul în funcție are de departe cea mai mare șansă, exact. Da? Și există primari care, cu toate astea, nu au rămas în funcție și au fost înlocuiți de oameni care intraseră recent în politică, care nu erau foarte cunoscuți la nivelul primarului în funcție, dar oamenii nu i-au mai creditat, pentru că după 4 ani sau după 8 ani s-au uitat în jurul lor și au regăsit aceleași lucruri. Și au dat seama de importanța votului și atunci știu că pot să lovească foarte, foarte tare odată la 4 ani și au făcut-o. Și atunci toți cei care sunt acum primari în funcție au această presiune și e normal să o aibă și să o simtă. Pentru că ei acolo sunt în slujba cetățeanului. Dacă vreau să facă un proiect personal, puteau să-l facă oriunde altundeva. Puteau să construiască o afacere sau puteau să se angajeze în altă parte. Venind acolo înseamnă că ei și-au asumat soarta a mii, sute de sau sute de oameni pentru comunitățile mai mici. Este o întreagă responsabilitate. Nu performezi, nu rămâi. Pe de altă parte, eu sper și probabil că toți cetățenii speră să existe o colaborare între parlamentari, indiferent de formațiunile politice și în special să-și dea mâna acolo unde interesul general va trebui să primeze. Că vorbim de România în ansamblu sau că vorbim de Gorj în particular, sper să se întâmple lucrul acesta. Numai că până acum n-a prea avut cine cu cine să-și dea mâna, că toți erau într-o singură parte și vedem unde am ajuns. Eu sper să înțeleagă și cei care vor fi din partea PSD-ului, că nu știu ce alte partide vor mai avea reprezentanții în Parlament în Gorj, în afară de PNL și PSD, sper să înțeleagă că pot să facă echipă, mai ales că guvernarea va rămâne în continuare PNL. Aici vrem să ajungem la alianțe și cu cine vedeți dumneavoastră că ar putea să facă o alianță Partidul Național Liberal și cu cine nu? Poate nu neapărat alianță, nu știu. Nu, discutăm de cu cine ar putea să colaboreze pentru a forma un guvern. Nu văd decât USR-ul aici. Pentru că eu consider că alte partide nu vor intra în Parlament. Adică nu cred că va intra Pro România, nu cred că va intra PMP. Și atunci nu... E opinia dumneavoastră, clar. E opinia mea, dar nu cred pe fondul acesta, așa cum stau lucrurile acum, eu nu cred că aceste partide vor putea să facă pragul electoral.
Și atunci, guvernarea cu siguranță va fi în jurul PNL-ului, girată de USR și cam atât, cred. Este mai bine pentru noi toți să fie doar partide mai mari care să aibă reprezentanți în Parlament sau ar fi indicat să fie cât mai multe partide și mai micuțe, să fie toată lumea să spună cuvântul? Nu, pentru că la noi, din păcate, partidele micuțe sunt mult mai parazitate decât partidele mari. Dacă partidele mari au totuși un nucleu puternic, un nucleu dur care nu face compromisuri foarte, foarte mari, partidele mici sunt dispuse la orice compromis. Și așa cum am văzut că s-a întâmplat până acum, nu este un lucru de dorit, nu ne va aduce beneficii. Eu sper ca aceste lucruri să se limpezească și să existe doi, trei poli de putere importanți în România, care să fie tot timpul sub lupa cetățeanului. Cine nu performează este înlăturat și îi acordă o șansă celuilalt. Nu văd cum altfel ar putea să se desfășoare lucrurile de acum înainte. Să știți, domnule Dumitrașcu, că problemele cetățenilor sunt legate în mod direct de sănătate și de școală. Și de sănătate, și de școală, și de locuri de... Și de locurile de muncă, evident. Și de locuri de muncă. Adică, în special, problemele sociale. Astea ne dor pe noi. Aș reveni un pic la... La persoanele care doreau să afle mai multe despre situația de la CEU. Vă ascult. Dacă nu exista această insistență a lui Dan Vâlceanu de ajutor pentru CEU și a găsit terenul prielnic ca acest ajutor de stat să se acorde, pentru că el de fapt a fost acordat Gorjului și nu, chiar dacă prin intermediul CEU. Dacă Gorjul era un județ puternic din punct de vedere economic, acești bani venind totuși din bugetul național și bani cu care se puteau face alte investiții, nu ar fi ajuns la Gorj, dacă Gorjul era stabil din punct de vedere economic. Dar prin acest ajutor s-a dat o șansă indirect și județului Gorj, pentru că Gorjul deocamdată are un singur motor important de dezvoltare sau de stabilitate, ce Oltenia. Până când vom ajunge să creăm infrastructura economică în jurul CEO, va mai trece puțin timp. Acum avem și resurse să o facem și fac un apel la toți antreprenorii gorjeni sau la cei care doresc să devină oameni de afaceri în viitorul apropiat, să se uite cu foarte mare atenție la fondul de tranziție justă, pentru că există încă o posibilitate de finanțare pe lângă fondurile europene deja consacrate, din care pot să se alimenteze, să dezvolte o afacere care există sau să creeze afaceri noi. Turismul, în ceea ce privește zona Gorjului, știm, vedeți schimbări? Noi știm că avem potențial. Cam atât s-a făcut până acum. Am aflat că avem potențial. Cum va fi el valorificat? Trebuie să... Există, noi am avut deja niște discuții în acest sens. Nu știu dacă ați urmărit postările noastre de pe Facebook. Această discuție a fost purtată și cu reprezentanții, mă refer aici la primari ai orașelor ai localității din zona de sub munte și cu antreprenori din zona respectivă. S-a discutat același subiect și în zona Tismana, Padeș. Mă refer aici la câteva zone cu real potențial turistic și există un interes în acest sens. Discuțiile vor mai continua pentru că se dorește ca Gorjul să beneficieze de un program unitar la nivelul județului, să nu mai încercăm să rezolvăm doar chestiuni mici și punctuale. Și cred totuși că în centrul acestui program din zona turistică va rămâne totuși Rânca.
Pentru că Rânca poate fi un alt motor de dezvoltare al județului Gorj. Rânca dezvoltată, Rânca în care se va investi, Rânca care va fi transformată într-o reală stațiune montană, de iarnă în special. Ea poate să joace rolul acesta. Există și alte zone minunate în județul nostru. Există și alte zone, dar care să poată să reprezinte un motor de dezvoltare la nivelul ăsta, nu știu dacă... Evident, îl avem pe Brâncuș. Brâncuș și exploatat, sau acest brand, dacă știm să-l folosim la justa lui valoare, nu avem nevoie de nimic altceva în Gorj. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Mesajul de final pentru... Mesajul de spectatori, pentru alegătorii dumneavoastră, care ar fi? Eu nu privesc oamenii ca niște alegători. Mi-e foarte greu să-i privesc așa. Mesajul meu ar fi să se uite atent la oferta politică, să vadă că PNL vine cu cel puțin un om care are rezultate deosebite în foarte multe domenii, mă refer la Ion Iordache, să realizeze faptul că avem salvatorul Gorjului foarte aproape de noi, este Dan Vâlceanu. Nu mă feresc să spun lucrul acesta, știu prin ce a trecut CEO, știu cum a ajuns acolo și știu că el este cel care l-a scos din această situație. Le doresc tuturor cetățenilor să fie sănătoși, să trecem cu toții cu bine cât mai repede peste această perioadă. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru și să sperăm că optimismul dumneavoastră a fost transmis și telespectatorilor. Ne luăm la revedere de la noastră în această notă optimistă. Să aveți o săptămână minunată în continuare. Rămâi pe EMI TV, casa cântecului popular.